Curs de miracole de Kiana Swopnik, exerciții zilnice, lecția 187. Binecuvântez lumea pentru că mă binecuvântez pe mine însumi. Nimeni nu poate da dacă nu are. De fapt, dând, dovedești că ai. Am mai făcut această afirmație, nu asta pare să o facă greu de crezut. Nimeni nu se poate îndoi că trebuie mai întâi să posezi ce vrei să dai. La faza a doua însă, lumea și percepția adevărată sunt divergente. Odată ce ai avut ce ai dat, lumea afirmă că ai pierdut ce ai posedat. Adevărul susține că dând vei spori ce posezi. Cum este posibil? Căci este sigur că dacă dai un lucru finit, ochii trupului tău nu îl vor percepe ca al tău. Am învățat însă că lucrurile reprezintă gândurile ce le fac și nu îți lipsește dovada că atunci când dai idei, le întărești în propria ta minte, pentru că forma în care pare să apară gândul este schimbată când este dat. Dar el trebuie să revină la cel care îl dă. Iar forma pe care o ia nu poate fi mai puțin acceptabilă, ci trebuie să fie mai acceptabilă. Ideile trebuie mai întâi să îți aparțină numai înainte de a le da. Dacă este să mântuiești lumea, accepți mai întâi mântuirea pentru tine însuți, dar nu vei crede că s-a înfăptuit până nu vei vedea miracolele pe care le aduce tuturor celor pe care îi vezi. Aici se lămurește ideea de a da, căpătând un înțeles. Acum poți să percepi că dând, ți-ai sporit averea. Protejează toate lucrurile pe care le prețuiești prin actul de a le da și vei fi sigur că nu le vei pierde niciodată. Așa ți se arată că ceea ce ai crezut că nu este al tău. Și așa ți se arată că ceea ce ai crezut că nu ai este al tău. Dar să nu îi prețuiești forma, căci ea se va schimba și va deveni cu timpul de nerecunoscut, oricât de mult încerci să o ferești. Nici forma nu durează. Gândul din spatele formei lucrurilor este cel ce trăiește inalterabil. Dă bucuros. Nu poți decât să câștigi din asta. Gândul rămâne și se întărește prin faptul că este dat. Gândurile se extind când sunt împărtășite, căci nu pot fi pierdute. Nu există dătător și primitor în sensul în care îi concepe lumea. Există un dătător care păstrează, un altul care va și da, și amândoi trebuie să câștige în urma acestui schimb, căci fiecare o să aibă gândul în forma care îl ajută cel mai mult. Ce pare să piardă este întotdeauna ceva ce o să prețuiască mai puțin decât ce îi se va returna precis. Nu uita niciodată că nu îți dai decât ție însuți. Cine înțelege ce înseamnă să dai nu poate decât să râdă de ideea sacrificiului și nu poate să nu recunoască numeroasele forme pe care le poate lua sacrificiul. El râde totodată de durere și pierdere, de boală și de necaz, de sărăcie, foamete și moarte. El recunoaște că sacrificiul rămâne singura idee care stă în spatele tuturor acestor lucruri și înduioasele lui hohote de râs sunt vindecate toate. Iluzia recunoscută trebuie să dispară, nu accepta suferința și vei înlătura gândul suferinței. Binecuvântarea ta se oprește asupra tuturor celor care suferă, când alegi să vezi toată suferința drept ceea ce este. Gândul sacrificiului dă naștere la toate formele pe care poate să le ia suferința, iar sacrificiul este o idee atât de smintită încât sănătatea mentală o alungă imediat. Să nu crezi niciodată că poți sacrifica, nu este loc de sacrificiu în ce are valoare. Dacă se ivește gândul, însăși prezența lui arată că a apărut o greșeală și că trebuie făcută o corecție. Binecuvântarea ta o va corecta. Dată mai întâi ție, este acum a ta pentru a o da și tu. Nici formă de sacrificiu și de suferință nu poate ține mult în fața celui care s-a iertat și s-a binecuvântat pe sine însuși. Crinii pe care ți-i oferă fratele tău sunt puși pe altarul tău, alături de cei pe care îi oferi tu lui. Cui îi ar putea fi frică să vadă o sfințenie atât de minunată? Marea iluzie a fricii de Dumnezeu se reduce la nimic înaintea purității pe care o vei vedea aici. Să nu îți fie frică să te uiți. Fericirea pe care o vei vedea va îndepărta tot gândul formei și va lăsa în schimb darul desăvârșit, veșnic prezent, veșnic în creștere, veșnic al tău, veșnic dat. Acum suntem una în gând, căci frica a dispărut. Și aici, înaintea altarului închinat unui singur Dumnezeu, unui singur Tată, unui singur Creator și unui singur gând, stăm la oaltă cu un singur Fiu al lui Dumnezeu.
neseparați de cel care este sursa noastră, nedistanțați de singurul frate care face parte din singurul nostru sine, a cărui inocență ne-a unit pe toți într-unul singur, stăm în fericire și dăm așa cum primim. Numele lui Dumnezeu este pe buzele noastre. Și privind lăuntric, vedem puritatea cerului strălucind în propria noastră reflexie a iubirii Tatălui nostru. Acum suntem binecuvântați și acum binecuvântăm lumea. Ce am văzut vom și extinde, căci vrem să se vadă pretutindeni. Vrem să vedem cum strălucește de harul lui Dumnezeu în toți. Nu vrem să se refuze niciunui lucru pe care îl vedem. Și pentru a ne asigura că această viziune sfântă este a noastră, o oferim tuturor lucrurilor pe care le vedem. Căci unde o vedem, ni se va înapoia sub forma crinilor pe care îi putem pune pe altarul nostru, făcând din el o casă a inocenței, care sălășluiește în noi și ne oferă sfințenia lui să fie a noastră. Toate minciunile despre inocență, vă rog, haideți, dacă doriți, să ne întoarcem în adevăr. Să ne desprindem de ele, să ne deconectăm de la ele și să ne întoarcem în adevăr și tot și alte forme de eroare, de minciuni care ne duc, de orice fel de formă de minciună, să le lăsăm să nu mai fie în viața noastră și să ne întoarcem în adevăr și în abundență. Vă mulțumesc, pe data viitoare!